Apa potabilă și drumurile sunt principalele priorități ale noului primar al comunei Valea Doftanei la început de mandat. Apa potabilă a fost o problemă pentru Valea Doftanei, încă este, și încercăm să-i găsim rezolvarea acum prin niște furaje pe care încercăm să le facem în captările de suprafață pe care le avem și sperăm că prin această îmbunătățire să rezolvăm problema calității apei și a cantității ei. Este o mare speranță pe care o am și prin discuțiile cu câțiva specialiști cred că se va concretiza. De asemenea, anul acesta primarul își propune să schimbe și imaginea centrului localității. Avem în vedere modificarea planului de investiții și insistarea pentru înfrumusețarea zonei centrale a localității. Mă refer la stațiile de autobuz de pe aferente drumului județean 102I și a spațiilor cu strat vegetal care nu sunt tocmai plăcute în momentul ăsta. În ceea ce privește infrastructura rutieră, este foarte posibil ca anul acesta să demareze lucrările la șoseaua care face legătura între Câmpina și Săcele. Fiind vorba despre un drum național, costurile vor fi suportate de CNADNR. Un alt proiect important este realizarea în zonă a unui drum turistic. O lucrare care va aduce multă prosperitate, sper eu, locuitorilor din Valea Doftanei, anume un drum turistic pe care eu, împreună cu fostul primar din Azuga Debreții, l-am inițiat. Este vorba despre proiectul Transbaiu, care este inclus în proiectele pe care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, făcută cu Azuga, cu Bușteniu și cu Secăria, este prezent acolo și sperăm că este o prioritate pentru cele patru localități. În cadrul acestui proiect și-a anunțat intenția de a participa și localitatea Brebu. Transbaiul se dorește a fi al treilea drum de mare altitudine din România, după Transfăgărășan și Transalpina.